Păi de arăt exact ca el, că ne uităm să vedem ce s-a întâmplat cu mașina mea, că cui pe ea și ia ceva pe aici, nu știu dacă auziți, foarte spontan. Și probabil vă întrebați cum am ajuns în situația asta. Am zis, wow, ce amuzant o să fie să merg cu mașina la Bispis. Da, bă, am ajuns aici. Te uite, mă, mâncați așa gura. Eu, bubui. Eu nu mai ajung înapoi în București. Dacă nu mai apare vlog niciodată, am murit. Și ăsta a fost doar primul semn pe care mi l-a dat mașina. Apoi a urmat asta. Ajutați-vă și pe ce îmi scoate mașina de aici? Că îmi arată că are 400 de grade și scuipă. Gen, nu știu dacă vedeți. Ajutor că să știu și eu dacă mor cu mașina sau nu, gen. Așa că astăzi trebuie să rezolvăm problema asta împreună. Abonează-te, apasă butonul de like și hai să trecem la clip. Când s-a stricat mașina și a scos telefonul. Să fac loc să văd ce se întâmplă. Eu văd că ia scuipa pe aici și teoretic ar trebui să strâng șurubul ăla. Doar că pierde și n-am gândit să pun mai acolo că o să mă opăresc. Suntem la Eforie Nord. O să mai moare. Da, și ne-am gândit ce am putea să facem. Dacă să mergem cu ea și ce s-ar putea întâmpla dacă, Doamne ferește, de rămânem fără apă. Măi, mai am antigel în asta. Primul că nu știu dacă asta funcționează pe antigel sau nu. Cred că da, teoretic da, nu? Gen, e lichidul de răcire, nu? Nu știu de ce e. Da, și măi, cum iese apă de acolo? Acolo e grătare și prost. Sfârâie mici, ia uzi. Asta unde am să întâmple înainte de Bispis. Da, eu acum merg la Bispis. Mergeam, mă rog. Cred că ajung acolo și las mașina parcată. Bă, crezi că nu mai ține 20 de minute să merg cu ea așa? Dacă vin pompieri la noi acum. Hai, în regulă. Situația nu s-a schimbat deloc. S-a vinșit. Doar că am primit doar mesaje pe Instagram, că am pus story-uri cu ce s-a întâmplat. Și toți mi-au zis, bă, ți-a fiert motorul, nu mai pleca cu mașina de acolo. Și eu nu vreau să fac asta. Eu mai am 20 de minute până ajung la destinație. Și chit că fierbe motorul. Dacă am spart motorul ăsta, eu pun 2-5. Mă rog, dacă vede poliția, sunt totul în șapte, stau și departe, dați-o. Acum am văzut că se și scurge ceva aici sub ea, nu știu ce, cred că e antigel. Și vreau să-l desfac ăsta, dar mi-a zis cineva. Nu-l desface cât timp e plin de motorul. Iarăși mi-au zis oameni că, bă, lasă să se răcească și pleci după cu ea la un servis. Servisul pentru mine o să fie parcarea la Bispis, și o să iau niște chei și ceva și o să încerc eu să rezolv. Mi-e și să te spate acolo la giratorie și poliția. Asta voiam să se întâmple. Of. S-a desfăcut asta, vezi, prostule, dă-te de acolo că poate sare pe tine. Te arde? Poate ne opări? Mamă! Plăcotit apa, ești prost, s-a dus. Mai desfă-l un pic, te face bolboci. Nu, tu mă mâna și desfă-l, ești prost. Pui mâna pe apă fiertă, ești prost. Nu, date, are presiune, prostule, dacă desfacem mâna, zboară, murim, bubuim. Lasă-l acolo, lasă-l așa. S-a dus motorul, prieteni. Acum ce a rămas să facem, probabil să căutăm o benzinărie, să luăm 10 litri de apă. Uităm la un magazin, caută să iei niște apă și completăm aici la ăsta, dar trebuie să mai așteptăm un pic, nu știu, o oră, două, să se rățească. Bă, numai eu pot să pățesc mărele, mereu cu mașina. Așa arată tot în situația, în momentul de față, s-a spart nu știu ce de acolo. M-a sunat toată lumea și mi-a zis, prostule, nu mai merge cu ea, că mori. Ori bubuie motorul, ori ceva. Acum tot ce ar trebui să fac teoretic, mi-au zis băieții, bă, poți să mergi cu ea? Mi-au zis, poți să mergi cu ea, până se încinge iar și până când dă pe roșu te oprești. Dar trebuie să stai așa și să mergi de... mergi, te oprești, mergi, te oprești. Ce bă, înseamnă că poate să ia foc motorul, așa că nu vrem să riscăm să ia foc motorul. Mergem la benzinărie, mai iau 2-3 extintoare să am la mine. Și o să luăm 4-5 sticle de apă din alea la 2 litri, gen să am vreo 10 litri de apă la mine, să completez măcar cu așa, să nu las motorul singur, pentru că mi-au zis toți că se calează sau iei foc sau bubui și nu vreau să iau foc sau să bubui sau să se caleze motorul. Revenim cu update-uri că nici nu știu ce să fac, sunt disperat. A curs tot din ea, nu mai are nimic, cred. Nu mai picură nimic. Am rămas cu palta asta. Quick update. Tot așa s-a scurs ăsta, am desfăcut ăsta, nu mai am. Am vorbit cu tata la telefon și a zis hai că la motorul, trebuie să la motorul. Și probabil o să vină un prieten după noi să ne ia mașina, cred că o să o abandoneze undeva pe aici și văd eu ce fac. Pentru că real vorbind, nu vreau să chem cu platforma, că ar fi vreo, nu știu, 6-7 milioane. Și nu vreau să dau 6-7 milioane pe platformă, chiar dacă motorul e mai scump și așa. Dar trebuie să găsesc unde las mașina, că nu e nicio parcare pe aici. Hai să desfacem și noi capacul ăsta, că acum că s-a mai răcit și nu mai scuipă și nu mai nimic. Pun apă, că am doar apă minerală, să vedem pe unde curge. Regi, bă! Ce faceți? Mergeți la Bici, please? Da! Ce bun, și eu am încercat să merg, n-am mai mers. Ce s-a mers? Mamă, sunteți mulți! S-a dus mașina, nu știu. Am stătea acolo la 120. Apă? Apă? Da, apă. Salut! Păi ne-am vrut să mergem și arăta lui tovarășul că facem jumătate de oră pe jos. La benzinărie? Da, e undeva pe acolo. Dar voi de unde ați venit? Mai e un Lidl aici aproape. Unde? Da, un magazin și un de ceapă și un extintor de întrebe. Da, de mult aici, a? Să fie 20 de minute. Am fost, am luat apă, după aia am pus-o în mașină și ne-am îndreptat direct către servis. 96. Întreabă pe mă, să-l ajutăm pe Robin, nu mă să dă. Hai de p***ă, pleci de aici pe ea, întreabă, nu-i problemă. Doar că să ai noroc să nu s***i jos. Mi-a zis cineva că, bă, zi adio la ganitul ăla de la Chiulas și am zis. Nu, la Chiulas nu știu.
Mamă. Ca să scăpăm acum de problemă rapid, desfacem termostatul să mergi pe el soare, dar o să trebuie să pui neapărat, în toamnă neapărat, să pui, să schimbăm pe totul de apă. Ok, am înțeles. Că aici mă lasă să-mi ia pe mine, da. 12 lei. Mamă, frate, cât apac, 12 lei. Bine, am mai dat și 10 lei, papă, până acum 20 lei. Dacă ai noroc, n-ai stricat chiloasă. Doamne, să nu fi stricat chiloasă. Care litru de chiloasă, de fapt? E un 6, mă. Da, e aspirat. Merge, mă, pisică. Dacă nu-i, dacă ai stricat. Mi-au dat foarte mulți replay de pasionat, că băi, pisică, poți să pui și pisica pe ea, că tot merge. Am fiert noi pisici de 32. Și cel mai rucat, dacă e caput, le luăm un 2.5. Asta vorbeam în mașină, că bă, dacă tot l-am topit pe ăsta la mars, iau 2.5 și-l pun. Am rezolvat și cu drumul către festival, ne-am ajutat niște băieți foarte dulci, să rămână mult încă o dată. Am zis și noi la festival, bă, e foarte aglomerat drumul, mașina am lăsat-o la service, nu știu dacă am dat update-ul, mâine o să mergem să o luăm. Piesa care sper că s-a stricat este cea de unde sufla mie apă, 13 lei costă piesa aia și din cauza piesei aia, uite cât deranj a trebuit să facem. Bine, în cel mai bun caz e piesa aia, dacă nu, că n-am calat motorul, n-am strigat garnitura de chiloasă sau chiloasă sau așa mai departe, scăpăm așa. Dacă nu, probabil trebuie să schimbăm motorul. Noi vorbeam în mașină, bă, cum ar fi să schimbăm acum, după mai pupă cum nu? Cum ar fi să schimbăm motorul, să trimitem un 2.5 dacă tot s-a calat ăsta? Bă, poate e un semn de la Dumnezeu, mă rog, dacă se uită domnii polițai. Nu o să punem un 2.5, o să fie tot un 6, le reparăm, o să meargă tragerul de la capotă dacă ne oprește rarul, să știți. Dar facem update de la Bișpin să vă arăt și ce-i pe acolo pe la festival. Hai stai jos, noi luăm frumos, mulțumim Șelianu. El e șoferul nostru. Barea asta nu mai a foc motorul, doamne ajută. Autobuz era extrem de aglomerat și a trebuit să stau în brațele băiatului ăstuia. Plus că am preferat să las fetele să stea jos. Mersi mult, te pup și te iubesc. Iar a început ziua 2, nu știu de ce face așa, bă. Dar nu știu de unde curge, mă. De unde picură sub el? Am desfiletat ăsta de mișelă. Evident că nu m-am putut abține și am desfăcut capacul ăla de antigel. Ce era în borcanul ăla acolo era pus sub presiune și avea o temperatură foarte ridicată. Și când am ridicat capacul, lichidul a țâșnit și m-am opărit. Și a rezultat asta. Bun, vedeți toată balta asta de apă, șervețele și așa, probabil vă întrebați ce am pățit. Știți că nu trebuie să deschideți capacul ăla de la antigel, gen când abia ai oprit motorul de la mașină. Ei, eu l-am deschis și m-am ars. El e Robi, băiatul care mai târziu un clip ne-a împrumutat o mașină, cu ajutorul căruia am reușit să avem un transport mai ușor la Beach Please. Mulțumim, Robi! Sunt la protest. Și asta se întâmplă pentru că a durat efectiv 3 ore să ieșim din parcare. Gata, mă, avem și noi aer condiționat, avem mașină. Îi mulțumim foarte mult băiatului căruia ne-a împrumutat-o. Este vorba de un prieten de-a lui. Dormea, Robi, te pup, te iubesc, mersi mult. De-aia e că mai avem mașina asta astăzi și mâine o să trească să ne ducem înapoi, că deja e la mine de 2 zile. Pentru că n-am avut cu ce să mergem la festival. Ideea e că suntem mulți, suntem 5, sunt eu, încă 2 băieți și 2 fete și cumva trebuie să facem transportul ăsta confortabil pentru toată lumea. Legat de mașina mea, dacă vrei și detalii tehnice, îmi pare rău pentru vocea mea. Am trecut printr-un festival, ok? Dacă vrei și niște detalii tehnice, să știți că cel mai probabil mi s-a dus chiulul asta la modul că am pierdut toată apa din motor. Da, să mi-au zis mie oameni mai margin. Cel mai probabil când ajungem înapoi cu mașina la București, dacă vreau să o păstrez și așa, că toată lumea mi-a zis bă, nu mai păstra, eu aș vrea să o păstrez sincer, aș vrea să fac ceva. Și o să vedeți în vlogurile următoare. Poate aș schimba motorul, dar pentru că poate să uite și poliția română, nu o să schimb motorul. Vreau să-i pun un colan nou. Oficial începe toată aventura. Hai să vedem dacă luăm sau nu luăm foc pe autostradă. Voi ați văzut simptomele mașinii din vlog. Acum sunt cu mașina asta joasă a prietenului, surorii mele, de pe care l-ați văzut mai devreme în vlog, Robi. Trebuie să ies pe un bulevard. Ideea e că nu pot să întorc mașina, că e foarte joasă. Și acum fac niște manevre din astea de dat cu spatele, în speranța că o să pot să ies pe bulevardul ăla. E foarte riscant ce fac acum, pentru că poate să-mi ia mașina foc pe autostradă. Eu o să merg să cumpăr apă, antigel și tot ce trebuie ca să fiu eu bine pe drum. Dar vreau să vă țin și pe voi aproape, pentru că dacă tot am pornit vlogul ăsta, vreau să știți ce se întâmplă cu mașina, pentru că v-am zis în cel mai bun caz, Doamne ajută, schimbăm și noi motorul de pe apă. Dar vă las un pic momentan până ajungem la mașină și vă prezint mai mult acolo, pentru că nu știu pe unde trebuie să merg și am Waze-ul pus. Vă pup, revin cu update. Bă, între timp v-am găsit și niște cății aici, că am venit să aducem mașina băiatului, v-am zis. Am cumpărat și extintorul pe care v-am zis că o să-l cumpărăm. O să cumpăr și foarte multă apă, ca să am la mine, că pe autostradă nu știu dacă o găsesc. Eu uite pe ăsta cât de pupocios e. Iubitul, cum îi cheamă oare? Lăsați voi nume pentru că țin ăștia în secțiune de comentarii. Hei, prieteni, să știți că dacă nu era riscul să-mi ia foc mașina pe drum, vă furam pe unul acasă, chiar dacă e o cameră acolo de luat. Trăgeam un cățel de ăsta pe dreapta. Și acum că am parte de lumină puțin mai bună, hai să vă arăt ce am pățit atunci când mi-a sărit tot antigelul ăla încins. Sincer, a fost spectaculos pentru că efectiv a sărit tot așa în aer și mars. Nu știu dacă se vede de aici pe mâna, am o dâră. Și așa arăta dâra atunci și așa arată acum, ușor, ușor se vindecă tot și pe partea asta e așa. Care e de vreo 3 zile așa, era un pic mai rău, cred că o să facă un pic mai rău și după aia îmi trece un pic. Și pentru că sunt bronzat aici nu prea se vede, dar gen, dacă vedeți eu pat așa, puteți vă dați seama, cred că o să vă arăt eu la edit mai bine gen. Asta tot arsurei.
Asta e situația, vă dați seama ce e în porbagaj dacă am și eu în brațe și și în spate sunt chestii. Ia uite, bă, câte chestii mai avem. Acum băgăm astea la noi în mașină. Hai, bă, băgăm acum repede toate astea. Doamne, ajută să nu ne lase mașina. Vă jur cu mâna pe inimă că mi-e frică. Și nu recomand să faceți ce fac eu acum. Bun, cred că 5 minute m-a ținut mașina, că deja am ajuns aici, ne-am oprit, i-am luat apa, gata să punem. Și nu punem antigel pentru că nu știu de care trebuie să cumpăr, ok? Avem acolo mașina care ne ajută. Și bă, ce imagine tristă. Nu știu cum depășesc eu toate relele astea numai noapte, frate. Numai noapte se întâmplă să fie greu. Vere, eu când l-am decis, a sărit pe mine și m-am ars. Don't do it. Da. Pe soare, da. Bine, dar tine a fost încălzită tare. Da. Bă, nu! A doua oară când desfacem ăsta, de data asta cu tata, sper să ne sară. Ești foarte ușor, nu trebuie să faci la maxim. Numai un pic că-ți iasă să iasă acolo. Nu fusie, nu nimic, să l-am desfăcut un pic, gen. Bine, vezi că tu ai zis, dacă mă arger... Are niște un pic de apă. Ne apucăm să punem apă, bă, ce m-am speriat. Da, dar trecută când am făcut asta, a sărit. S-a împățit asta. Bă, bățul ăsta e bun de luat cu noi. Na, e ok. Ok, atât, da? O secundă că am uitat să punem dopul și am închis capota. Uite, bă, ce proști era să fim. Prima aventură și prima oprire deja a luat sfârșit. Hai să vedem dacă reușim să ajungem pe autostradă cu mașina. Dacă reușim, ar fi bombă. Dacă nu, baftă Charlie. O să trebuie să facem asta non-stop și un drum de 2 ore cred că o să ne ia o zi. Doamne ăștia, să nu ia foc. Să mor dacă am apucat să mergem 3 minute că iar mi-a urcat apa la 4000 de grade. Am oprit aici. Bă, ideea e că nu pleacă ventilatorul ăsta. Din cauza lui ăsta e stricat tot, gen. Și acum ne uităm să vedem care e siguranța că poate reușim să-l facem așa. Ai tu două fire? Am firele de la boxer. Chiar ai fire? Gen, aici se referă să facem un plus, un minus, să ducem direct la baterie. Să legăm pe direct. Hai să facem asta. Hai să ne gândim logic. Așa brusc, de ce să mi se strice mie ventilatorul brusc? Că înainte n-aveam problema asta. Încercăm să-i dăm de cap aici. Sperăm că nu luăm foc. Cel mai probabil nu mai mergem spre București, dar uitați-vă la tot vlogul să vedeți ce am făcut până la urmă. Eu este tata să fac răzut un fir și m-a întrebat să te ajută orice fir, gen. Și zic cum adică, mă așteptam să zic că de la încărcător, de la orice, și face gelul de la, de la pantalon. Nu, nu de la. Oare să iau cablul de la încărcătorul meu să rup? Că tu ai bula asta și poți să scoți astea așa fain. Și ai găsit care e? Nu, că sunt în engleză, în germană. Bă, era o aplicație, Duolingo sau ceva. Dacă ne punem repede să învățăm, mă zic ce scrie tot aici. Ok, airbag înțeleg de aici. Dar lefte weinen regliner rung? Nu știu ce înseamnă. Mă, dar oare dacă le scoatem pe toate? Așa sigur o găsesc. Exact. Ai găsit care e siguranța? Îți pui 16 41, 41 ok. Îți place scula mea? Da, sculă faina. Și o schimbă și pe alealtă. Dar ce gunoi că îmi dă doar câte una de schimb. Bă, dați-vă de aici. Ok, acum face urât. A speriat prostele. Bă, a urcat. E rece. S-a urcat încet. Tati, e pompa? Da, da, ajung cu el până la București? Dacă nu-și până autostrad de mult. Dacă 3 minute au ajuns așa rapid, îți dai seama. Ea a mers cu el mult în 5, să știi. Ia asta ce mai face. Uite, a coborât. Al dracu, acum nu mai ți-aș nești. Tu știi ce ați ieșit prima dată? Păi iată, a fost cald. Oricum, e rece. Complet rece. Deci clar nu circulă prin motor. Asta dacă am luat ceva fire, s-a dat curent clar la ventilator să-l lați pornit până la București. Ne-am gândit, poate să fie și senzorul, poate să fie și pompa. Bine, ei, tata cu Robi, că eu nu știu. Și unde găsim senzorul, bă? Dacă îl găsim, îl scoatem, îl rupem. Ce facă, caut unde-i senzorul? În ce parte pe radiator? Oare aici? Ăsta o fi senzorul. Asta ce e? 4 milioane? Bă, dacă știu că 4 milioane îmi rezolvă problema, eu îl iau. Zi unde e să-l scot. De cu sunet. Dar tubulare n-am. Am zis tubulare. Bun, nu avem senzorul pe care l-avea băiat un clip. Bă, de fiecare dată pățesc, așa nu știu dacă ați văzut. Ori în DNA care vă arată cum să faceți chestii. Eu n-am la fel ca ei în calculator. Așa am pățit și acum, dă-i aici. Noi am schimbat ăsta când am schimbat data trecută la service. Și băieții de la Sound for Fun care ne-au ajutat, să știți că nu e vina lor că se întâmplă asta. E o problemă din motor. Ei mi-au zis clar că, bă, Robi, noi, gen, te ajutăm să schimbi ce ne-ai cerut. Și eu asta ne-am cerut pentru că eu asta am crezut că e problema. Dar apare nu asta e problema. Dacă mergi cu ea până. Să vedem dacă chiar se încălzește apa. Deci eu am deschis ăsta și a țâșnit și uite ce am pățit. Ce am pățit pe mână. Da, și acum de ce rece apa? Mergem până la intrarea în autostradă. Da. Și după aia oprim pe aia de urgență. Bine, dacă dau avarii înainte să știi că te oprești. Ce? Că mi-e frică. Doar senzorul. Doamne să fie doar senzorul. De partea autostradă.
Mai sunt vreo 10 km, cred. Să sperăm că e doar senzorul și că se întâmplă asta, dar bine, în mod normal, și dacă era doar încălzită mașina, țâșnea apa atunci. Doar că și mi-a și picurat toate din ea. Nu, habar n-am, vedem. Ca să înțelegi că nu vă mingem, chiar pățesc asta. Atât a fost distracția. E pe roșu. Acum ar trebui să țâșnească, nu? Unde e bățul? L-ai aruncat pe jos! Cum nu? Asta e cald, ăsta arde. Ăsta? Și ăsta arde. Ăsta arde rău. Na, ce-i facem? Îl deschidem? Bă, stai că faci multe victime. Robi, nu vrei să-l deschid eu mai bine? Așa am făcut și eu, să mor, n-am făcut la fel și uite ce am pe mână. Robi, crăb, Robi! Bă, eu o să mă oftic dacă am adus mașina până aici și nu o să meargă gen. Da, uite, vezi, e sub presiune. Cum e, rece, caldă? E rece. Păi și dacă e rece, de ce iese? Bă, măcar avem un view frumos, ia uite cum se vede Constanța. Pompa e rău. Și ce bani e bomba? Mai știu decât senzorul ăla? Da, nu, 4-5. N-am văzut să merg așa la București. Dacă vrei, mă duc la benzină, am 5. Adică bară fixă, vrei să zici? Nu, nu, pe vlog trebuie să fie bară fixă. Bară fixă. În realitate poate să fie chinci. De ce te legi la mine? Pe aici, undeva. Păi eu n-am, asta e doar bară. Vezi dacă are bară de M? Bă, știu eu unde e, pe aici, pe undeva. Că pleacă așa să pun avarile? Asta? Da, și tu ai de la de înșurubat. Păi, dar trebuie să am și eu. În spate, în porbagaj sus. Păi tu trebuie să ai, că eu am cârlig din ăla deja. E în porbagaj de la asta. Ia, dar e sigur tu, tati, că am eu de ăsta, că eu nu cred că am ăsta. Mi-a luat la frostul proprietar, bă, dacă te-ai la vlog ăsta, dă ăsta înapoi. Am luat toate bagajele la o parte și tot ce aveam în primul bagaj. Bine că am luat asta în vlogul cu Jumbo. Nu e nici urmă de aia. A, că am curs multă apă. Și uite, da, nu prea e de mers. Sare. Închid-o că te păcălește, că așa mi-a făcut și mie. Exact așa, nu mai ieșeau bulbuși de acolo și când am deschis-o am... Te-ai ars? E grece? Am simt. Cauți alt băț? Da. Am asta. Bă, nu mai bine fac eu măcar dacă marți mă ard eu. Ia uite, bă, cine așa cum ne ardeam noi. Păi și unde e apa? Nu mai am. Avem pe bune acum două situații. Rămân aici cu mașina și o facem aici și după aia plecăm la drum. Ori mergem, căutăm o bară fixă sau ceva de tractat. Bă, stai! Că mi-am să aminte care era problema. Nu avem de ce să legăm la mașina mea. Sabin, iubirea mea! Băiatul care a venit să mă ajute, mai a apărut într-un vlog de-al meu. Era la un șpriț să ne vă dai. Bun! Câte grame are brățara asta de rămână? Asta e întrebare de baran. Vere, ce pălărie tare ai. Ce bani e pălăria? Cine mi-a de la coază, de la șpriz. Mi-a pus mie să abim pălăria pe gap și se uită acolo la motor. Ideea e că el are aceeași mașină ca a mea, doar că e decapotabil și spray 1.8. Eu am 3.6. Ăla nu-mi pleacă. Ce e aia? Ce-i scus? Nu scuze, el a scos deja. A, bun. Dar ce desfilete de acolo? Am vrut să vă dau, nu știu ce, cine a făcut mațăvăria asta aici, pe aici a făcut o vrăjeală asta, n-ar ce căuta, asta nu trebuie să fie așa niciodată în viața ei. Ce e asta? Bă, what the fuck, asta e de-aia de la depui la ghiuvetă? Nu știu de ce, dar nu trebuie bă, să fie. Bă, gamea, spui că e de-aia de calorifer. Bă, ce e mașina asta? Nu știe nimeni ea. Uite-o bă cum arată acum. Efectiv e aceeași mașină ca a mea, doar că e de capăt. Bine, nu e aceeași, e altceva, e altă rasă mașina asta. Bă, e mai frumoasă a ta. Fă-le roșii, fă-le roșii. Bă! Ia, fă-le galbine. Bă, dă-te mă, cât de tare. Bun, e timpul să facem unboxing la King, că nu că am avea nevoie de ea. Pentru că nu o să fiu tractat, vă dați seama, până la București. Până la service aici în Constanța. Păi aia scrie o tonă, dar mi-a zis acum un băiat că fiecare din asta înseamnă câte o tonă. Dar mă las scrie că se rupe la o tonă. Eu uite ce-am plecat mașina aia. Frumos. O King e foarte scumpă la benzinărie, nu știu dacă știați, dar e 4.500.000. Asta n-a fost 4.500.000, asta a fost 70 de lei. Sper să-și facă treaba și sper că am făcut alegerea bună să mă zgârcesc la mai mulți bani. Eu nu știu cum se leagă asta de altă mașină, ținând cum că e chestia asta aici sau asta, nu știu de ce se prinde fierul ăsta. Rămâne să vedem. E ceasul 4.32, noi suntem pe autostradă, pregătim Kingile, boss, un rup de oboseală. Hai că nu mai e mult, până ajung înapoi în service în Constanța. Vreo 3 ore facem, sper să reușim. By the way, a fost Robi să ia mâncare. Big like pentru Robi. Scrieți în comentarii și voi, mulțumim Robi. Bun, din nou aceeași problemă, ne uităm la un tutorial cum să punem Kinga. Să o arătăm și voi imediat ce e gata. A, să știți că mi-a murit și bateria la mașină. De timp că am stat cu contactul pus din greșeală, cu avariile și mi-a murit bateria. Mi-a căpătat formă, gen, e așa. Îl bagă prin stația, da. Noi nu avem capăt ăla. Bă, să mor de înțeleg cum funcționează asta. Cauți iar tutorialul? Robi, mi-e frică, Robi. Chiar ce? Bă, cred că știu eu, dar nu știu dacă știu bine. Bă, când era în mână la tine vedea mai multe găuri, acum o pup aceeași. Parcă e cam greu, ha? Păi fac bine ce fac? Că se strânge aici. Da. Nu știu dacă e frică. Ia dă-i, dă-i. Păi cât? Mai dă-i. Stop. Și asta să fie distanța dintre noi? Da.
E ok, doar să nu pui frână bruscă. Dacă se rupe asta, ori sparge ție ceva, ori îmi sparge mie fața. Deci o scop pe liber, contactul avarii. E pe liber. Unde e ea? Mamă, bă, să nu tragă asta acum. Acum oficial suntem în tensiune. Te sună? Bă, am murit bateria la mașină. Am pornit-o în a doua. Darul nostru n-a luat foarte mult, putem să luăm maxim 40 la oră. N-am cum să întorc mașina, să o duc în Constanța, cred sau... Ba, cred că pot. Stați un pic. Cred că e vreo 10 milioane platforma de aici și nu vreau să dau banii ăștia. Sunt de banii ăștia, poate repar mașina. Chiar dacă îți iau platforma, trebuie să dau acum 10 bețe, după aia mai dau încă 10 bețe, nu vreau. Cum se desface asta, habar n-avem. Căutăm repede un tutorial. Mergem, lăsăm mașina pe undeva prin Constanța. Băgăm toate bagajele în asta și ajungem la București. Vorbesc cu Vlad de la Sound for Fun să se intereseze de un mecanic bun sau ceva și o să-i zic cu Vlad de unde se ia mașina. Bun, nu știu cât e ceasul, dar vedeți că s-a făcut lumină. Eu filmez de pe la 11 pe vlogul ăsta, să știți. De atunci am început, cred că e 7 dimineața, neironic. Gata, asta a fost. O să o lăsăm aici în parcare și poliția pe acolo. Merg să las cheia la un prieten și după aceea o să-i zic cu Vlad de la Sound for Fun unde e mașina. Se las un mesaj să mă sune când se trezește și o să-i zic toată întâmplarea. Vlad, dacă vezi asta, chiar îmi pare rău, bro, că nu știi de asta și că o să te trezești cu asta pe cap, dar mă revanșez eu cumva. Cine vrea cele mai tare să te pup la fond la Sound for Fun. Bine, și sisteme audio și mai multe. Te pup, Vlăduț, mersi mult. Gata, ultimele cuvinte acum. Verificăm ca mașina să fie înșuiat pe sigașă. Aici am lăsat-o în Constanța. Gata, bă, am lăsat-o aici. Am plecat fără ea.